Dumnezeu. Există Dumnezeu? Iar îmi pun întrebări și nu-mi place ce găsesc, băieți. De ce zic asta? Am vrut să găsesc răspunsul și încep să dau niște exemple. Luând-o din lanțul trofic al planetei noastre, dacă fiecare specie pe această planetă are rolul ei. Și dacă le clasificăm pe o scară ierarhică, pe fiecare în parte, observăm că au o foarte bună, fiecare specie în parte, au o foarte bună impresie despre ele, că ele sunt creierul, da? Din acea specie. Iar celelalte specii, când se uită în jos așa, la cele inferioare, sunt primitive. Dar deasupra nu se pot uita așa la speciile net superioare lor. Din cauza că nu știu, e un mister acolo. Nu știu care e rolul lor. Așa că, dacă o muscă găsește un rahat și se învârte acolo, aia e lumea ei. E creierul lumii ei. Bă, ce am găsit eu aici, am pocnit-o. E ca și cum ar ajunge Iohannis la putere, nu știu cum dracu a reușit. Da, în fine. Așa. Și o maimuță. O maimuță, dacă e în pădure așa și vede un om și un om îi dă o banană, ce zice maimuța în creierul ei? Să moară, dacă nu l-am prostit pe ăsta să-mi dea banana, că are impresia că ne-a manipulat pe noi. Nu știe că noi suntem net superiori lor. Da? Noi creiere, de asta zic. Și noi la rândul nostru, dacă ne uităm deasupra, nu știu, noi nu știm că există poate o entitate mult mai deșteaptă decât noi sau creatorul nostru, Dumnezeu. De exemplu, o plantă, că și planta e ființă, mâncava și gura voastră. Și planta aia e ființă, dar ea nu știe de existența noastră, știe doar că avem grijă de ea. Da? Și noi o iertăm în ignoranța ei ca plantă, că nu ne recunoaște ca părinților, da? Că noi avem grijă de ele, le udăm oricum, bă, că noi suntem iertători. La fel e și Dumnezeu pentru noi. Noi nu putem să-L vedem, nu putem să ne gândim că există cineva mai creier decât noi. Dar asta avem noi oamenii de știință, care au descoperit universul, ați văzut, bă? Acum dacă o luăm din toată istoria noastră, ce ne-au spus nouă oamenii de știință, creierile astea, ființele astea net superioare tuturor celorlalte entități, da? Noi avem undeva la câteva sute de mii de ani de evoluție. Bine, evoluția a început doar acum 7-8 mii de ani, când am descoperit agricultura, dar până acolo nu. Noi n-am evoluat deloc. Am trăit în peșteri, eram vânători și aia e. Și deodată cu 7 mii de ani, un creier, un om, ce ai, gata, agricultura, n-a avut ajutor de nicăieri, este ei. Și acum noi am descoperit spațiu, universul ăsta, care este infinit, bă, băiatul. Bă, este infinit, așa zic oamenii noștri de știință, că au descoperit de galaxii și miliardele și miliardele de stele și de sori și de ce au ei sisteme solare. Bă, nebunilor, păi noi suntem cât un grăunte de nisip din tot deșertul Sahara la nivel cu macro-universul. Chiar așa, noi deținem toată puterea, nu există un creator. Măi, nebunilor care sunteți voi nebuni. Dar știți ce suntem noi pe planeta asta? Din cauza că suntem creiere. Suntem paraziți, bă. Bă, suntem, știți ce e ăla, un furunc? Da, furuncul ăla, că scrie un coș de ăla mai mare, cu puroi în el, că asta are în coș. Da? Puroi de ăla. Și scriești un frunc. Cu de ies ăla? De obicei pe bucă. Băi, mai nasol dacă ți iese între buci, acolo e beleaua. Dar pe bucă, dar nu poți să te așezi. Și acum te gândești, bă, hai să sparg fruncul ăla. Da? Și spargi fruncul ăla. Bă, o durere, mâncați-aș gura ta, dar rămâne un crater în piele. Da? Rămâne acolo un semn mic când spargi fruncul. Că nu e un coș oarecare. Da? Ei, gândiți-vă că așa suntem noi, niște furunci pentru planeta asta, mama noastră. Aha? Planeta, gazda noastră. Ce facem noi? Noi suntem furunci. Și imaginați-vă pe corp acum că la fiecare furunc pe care îl spargi, îți mai ies alți doi, bă. Și la un moment dat cresc furunci de ăștia pe tine, fără număr, dar nu mai ai loc să pui niciun ac. Și atunci ce se întâmplă? Corpul la un moment dat cedează și moare. Corpul cedează și moare. Asta suntem noi pentru planeta asta. Furunci. Da, și Dumnezeu există, mâncava și gura voastră, că are grijă de noi, oricât de proști am fi, creiere, adică iertați-mă pe mine, are grijă de noi și nu ne lasă așa. Tu că tata ochii voștri.